Tragedia s-a întâmplat ieri în jurul prânzului. Potrivit polițiștilor, între cei doi soți a izbucnit un scandal în timp ce se aflau în apartamentul lor din Arad. Și tatăl bărbatului, ajuns într-un suflet la fața locului, a confirmat faptul că cei doi se certau des. Ba mai mult, s-ar fi despărțit în urmă cu doar câteva zile. Da, au mai avut discuții cu soția? S-au mai certat? Da. Păi ai plecat de aia de... L-am văzut că nu e în tanele lui, că îl cunosc acum. Zic, bă, ce-i cu tine? Spune, ce mai am? Tatăl zice, asta vrea să plece de la mine. Și apoi ce-a fost pe ei, că el a fost la mine, a plecat și... S-a durat o oră jumătate că mă sună nepotul. Hai, bună, că tati mor. Femeia plecase din casa acestuia la începutul săptămânii trecute. Ieri s-ar fi întors să-i facă băiatului de 11 ani pe care îl au împreună de mâncare. S-ar fi luat la ceartă, iar conflictul ar fi degenerat rapid. Polițiștii au fost sesizați prin 112 despre un scandal în familie într-un apartament de bloc de pe raza municipiului Arad. Bărbatul și-a atacat soția cu un cuțit, iar apoi s-a aruncat în gol de la etajul 4. Din nefericire a murit pe loc. Femeia a fost transportată la spital cu mai multe plăgi înjunghiate. Mai grav este faptul că fiul acestora a fost martorul atrocităților. Copilul era cu ei când au început cearta. Scandal era acolo. Polițiștii vor continua cercetările pentru a stabili ce anume s-a întâmplat în familie și de ce s-a ajuns la această tragedie.